Săptămâna aceasta, în toate școlile din România, nu se fac cursuri, dar asta nu înseamnă că elevii nu învață, ci doar fac parte din programul Școala Altfel. Elevii clasei 0 de la Școala Constantin Săvoiu din Târgu Jiu au vizitat astăzi galeriile de artă și s-au declarat încântați de munca artiștilor, iar unii dintre ei ne-au spus că vor să devină pictori atunci când vor fi mari. Școala Altfel este un program național care dă prilejul elevilor să întreprindă și alte activități decât cele pe care le urmează zilnic la școală. Am încercat ca în fiecare zi a acestei săptămâni să derulăm activități care să le rămână tipărite în sufletel, să-și amintească cu drag peste ani și ani de zile că acest program Școala Altfel chiar a avut beneficiile pe care guvernanții noștri le-au preconizat. Pentru o săptămână, școlarii vor participa la diferite ateliere de lucru în funcție de interesele lor, dar și de a petrece mai mult timp liber în afara instituțiilor de învățământ. Împreună cu părinții unor copii, ne-am hotărât că avem și noi copii, așa, ne-am hotărât să facem câteva portrete la micuții ăștia simpatici. Uite ce bucuros e că l-am portretizat. Copiii au fost încântați de întreaga activitate de astăzi. Bună, cum te cheamă? Maia. Îți place activitatea de astăzi? Da. Tu pictezi acasă în timpul liber? Da, mai pictez cel mai multe ori la bunici. Pictez și pe sticlă. Și pe sticlă? Ce frumos! Pictez peisaje de primăvară, poate mai... Am pictat odată și cu mami și mi se pare frumoasă pictura. Cei mici au fost fascinați de faptul că mai mulți artiști au fost prezenți și fiecărui copil le-au desenat câte un portret. Îți place să pictezi? Da. Ce părere ai despre ziua de astăzi? Este foarte bine astăzi. Tu o pictezi în timpul liber? Da. Ce pictezi cel mai des? Pajiști, primăvară, multe lucruri. Aceste activități extracurriculare se vor desfășura pe întreaga durata acestei săptămâni.